În societatea actuală, idealul frumuseții este acela de a avea un corp cât mai suplu, iar manechinele foarte slabe au devenit deja un model pentru mulți adolescenți. Există persoane care ar face orice pentru a se încadra în măsurile ideale și ajung chiar să-și pună în pericol sănătatea sau viața. În cazul lor apare o tulburare de alimentație numită anorexie nervoasă, caracterizată de refuzul de a menține o greutate normală. Persoanele care vor să slăbească brusc, adică au o influență negativă asupra organismului uman. Este necesar de a promova, adică și de a duce un mod sănătos de viață. Eu aș sucoti ca medic, înainte de cineva să-și pune scopul de a slăbi, este necesar de a se adresa medicului să facă o consultație preventiv la medic. Mai predispuse la un astfel de lucru sunt persoanele cu un anumit tip de temperament, numit obsesiv. În special sunt mai mult obsedate femeile de vârstă tânără și aș sucuti eu de o vârstă mijlocie, până la 35-40 de ani, care își pun scopul de a slăbi. Modul de nutriție este cel mai important aspect atunci când vrei să arăți bine. Vitaminele și mineralele conturează o siluetă de invidiat, însă dacă îți lipsesc din organism, vei avea un corp nesănătos, apatic. Este foarte important să reduci cât mai multe alimente cu un conținut mare de toxine, astfel încât organismul tău să nu mai fie nevoit să proceseze zilnic cantități foarte mari de substanțe nocive. Este necesar de a folosi în rațion zilnic, se poate dispus, fructe, legumele în stare proaspătă, de exclus legumele ce conțin o cantitate mai mare de glucoză, arbuzul, poama, cafeaua neagră, de exclus ceaiurile, pastele făinoase, grăsimile. Din păcate, anorexia are consecințe grave asupra sănătății, dacă nu este depistată și tratată din timp. Din cauza alimentației insuficiente, bolnavul se privează de substanțele nutritive necesare. Slăbirea bruscă acționează iarăși, începe foarte negativ asupra organismului. În primul rând, poate să ducă la o depresie. Iată, și femeia, dacă și-a pus scopul și ea nu a slăbit, atunci poate fi o stare depresivă care se prelungește câteva luni. Bolile tractului digestiv, începând cu o gastrită, un ulcer stomacal, adică folosind în rațion alimentele ce nu sunt îmbogățite cu minerale, cu asta poate să ducă la o anemie care se începe cu cefalee, cu diferite dereglări ale sistemului nervos. Unele studii au demonstrat că obsesia slăbitului este de 20 de ori mai des întâlnită la femei, fiind favorizată de mai mulți factori. Unii dintre aceștia sunt cei sociali, reprezentanți de revistele, filmele și emisiunile de televiziune ce promovează imaginea tinerelor slabe. Pentru vindecarea unui pacient cu această boală, este nevoie nu numai de intervenția medicului nutriționist, ci și de ajutorul unui psihiatru.